Noi incidente la granițele Uniunii Europene. Poliția greacă a folosit miercuri dimineață gaze lacrimogene pentru a dispersa sutele de migranți care încercau să treacă frontiera dinspre Turcia spre Grecia. Incidentele au avut loc la punctul de trecere a frontierei greco-turce de la Castanies, unde începând de vineri au loc ciocniri între migranți și forțele de ordine elene, deși tensiunile s-au redus începând de marți, când unii migranți au părăsit zona din imediată apropiere a graniței. Zeci de mii de refugiați încearcă să intre în Grecia începând de joia trecută, când Ankara a anunțat că nu se mai consideră constrânsă de acordul încheiat cu Uniunea Europeană în 2016, în virtutea căruia Turcia trebuia să oprească fluxurile de migranți ilegali în schimbul la miliarde de euro din partea blocului comunitar. În acest context, liderii Uniunii Europene au vizitat marți regiunea Evros din Grecia, aflată la granița cu Turcia. Securitatea la punctul de frontieră Castanies din regiunea Evros, situat în extremul nord-est al Republicii Elene, a fost consolidată înaintea vizitei liderilor europeni. Delegația a fost formată din Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, David Sassoli, președintele Parlamentului European și Charles Michel, președintele Consiliului European. Alături de aceștia s-a aflat și premierul grec Kyriakos Mitsotakis. This border is not only a Greek border, but it is also a European border, and I stand here today as a European at your side. I also want to express my compassion for the migrants that have been lured through false promises into this desperate situation. We have come here today to send a very clear statement of European solidarity and support to Greece. Our first priority is making sure that order is maintained at the Greek external border, which is also a European border. I'm fully committed to mobilizing all the necessary operational support to the Greek authorities. Following Greeks' request, Frontex is now getting ready to deploy a rapid border intervention team. Frontex, Agenția Europeană de Control al Frontierelor, va trimite în Grecia un adevărat arsenal de război, respectiv o navă de patrulare offshore și 6 vase de patrulare de coastă, 2 elicoptere, o aeronavă și 3 vehicule termovizionare. Frontex va mai trimite la granițele terestre și maritime 100 de polițiști de frontieră care se vor alătura celor 530 de cadre dislocate deja în regiune. Secondly, we can provide financial assistance of 700 million euros to Greece. This consists of 350 million euro, which is immediately available, plus an additional 350 million euro that can be requested as part as of an amending budget. The financial assistance is for migration management generally, for setting up and managing the infrastructure needed. Thirdly, we launched the civil protection mechanism based on a request made by Greece. Atena, susținută de Uniunea Europeană pe de o parte și Turcia pe de altă parte, s-au acuzat reciproc de tratament inadecvat față de migranți. Grecia și-a consolidat măsurile de securitate de-a lungul frontierei cu Turcia, suplimentând efectivele și efectuând constant patrulări în zonă. În urma violențelor de la frontiera turcă, Grecia a suspendat deja pentru o lună dreptul refugiaților de a cere azil și a anunțat manevre militare cu muniție de război în zona insulei Lesbos pentru a descuraja venirea migranților. Numeroase ONG-uri au criticat Grecia pentru că a recurs la gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva migranților care au încercat să-i treacă frontiera terestră. În urma incidentelor din ultimele zile, au fost arestați 183 de migranți, un număr neprecizat dintre aceștia fiind deja condamnați de justiția greacă la 4 ani de închisoare și 10.000 de euro amendă.